Nu uita să lași un like, să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le postez. Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu, sper că aveți o zi minunată și bine ați revenit după foarte, foarte mult timp la un nou episod de Brawl Stars la mine pe canal. E bine, clipul de astăzi o să facem ceva foarte, foarte tare, respectiv o să discutăm totodată și despre Brawl Pass-uri pe care le vedeți în titlu, despre update-uri ce, bro, au foarte mari șanse să se adauge în Brawl Stars în anul 2021, pentru că asta o să facem în fiecare an din Brawl Stars, respectiv o să vorbim despre update-uri care se pot adăuga odată cu acest an și dacă seria merge bine putem să facem și în fiecare lună, guys. Ei bine, este vorba despre update-uri foarte, foarte mișto, cum ar fi game mode-uri noi, rank-uri noi, box-uri noi, brawler noi și inclusiv șansa de a primi Brawl Pass într-un mega box. Vă dați seama, băieți, hai să vă zic o chestie în cazul în care voi nu știați chestia asta. Eu mă joc Brawl Stars din 2018, da? Nu sunt cel mai bun, am 5000 ceva de trofee, dar ideea e că eu am două conturi de Brawl Stars din 2018, suntem în 2021, de la finalul 2018 la începutul 2019 până în 2021. Băieți, eu n-am prins nicio legendară în viața mea pe Brawl Stars. Mi-a picat, ok, cei drept, 3 cromatice mi-a picat fără gen, fără să le iau de la Brawl Pass, 3 cromatice, dar legendar niciodată. Păi gândiți-vă că dacă s-ar adăuga Brawl Pass, chiar dacă ar fi să o cumperi de pe shop, legendar ar fi mult mai scumpă, gen, adică o legendară vreo 400 de gemuri, Brawl Pass-ul costă 100 și ceva, adică 170 sau 170-180. Astfel, bro, teoretic ar fi ca Brawl Pass-ul să aibă șanse mai mari decât legendara, dar nu o să fie așa, 100% Brawl Pass-ul să aibă șanse mai puține. Astfel, bro, pă dacă bagă, să zicem, 50% din 6 de legendară la Brawl Pass, pă băiți, eu nu văd cu ce are și pe minus, toată lumea are și pe plus, oamenii ar băga bani, bro, cu gândul, bă, poate iau legendară, mai, poate iau un Brawl Pass, mai știi ce zic, adică gândiți-vă că oamenii și-ar păstra boxurile de pe un sezon pe altul ca să le deschidă, că poate, bro, poate pică un Brawl Pass și nu mai trebuie să-l cumperi. Ok, suntem aici pe Broto cu lui Snoopy. O să facem la absolut fiecare lucru, să spunem așa, bro, dacă există șansa să se adauge sau nu. Pentru că, bă, ați observat că de la ultimul timp Brawl Stars din ce în ce mai mult ascultă de comunitate și bagă update-urile. Însă, totodată, aceste update-uri nu trebuie să fie trase de păr, bro. Adică nu faci un buton care îți dă 50 de gemuri. Ce zic? O să zicem și șansa să fie adăugate. Avem mai multe Brawl-tocuri de-astea la care o să reacționăm. Nu uitați like și haideți să începem. Bun, bro. Primul este, fiți atenți, guys, în cazul în care nu v-ați dat seama, este vorba de Gem Grab și de Showdown Trio. Totodată, eu vă zic, o să vă zic sincer, că eu cred că în curând am folosit foarte mult în curând o să avem un trio pe Showdown. De ce? Pentru că toată lumea bănuiesc că știe că teoretic acest Showdown este un Battle Royale, dar nimeni nu poate să zică altceva, e un fel de Battle Royale, bro. Ei bine, bă, pe toate Battle Royale-urile astea din lume, bro, există solo, duo, trio și squad, adică de 1, 2, 3 și 4 oameni. La unele chiar nu există 3 oameni, există numai 4. Astfel, ar fi foarte, foarte mișto să vedem pe Brawl Stars așa ceva, însă vă dați seama că dacă ar fi 4 oameni, nu știu ce am putea să facem, pentru că, gen, până și pe Rocket League, băieți, jocul ăla cu mașini e 1, 2, 3, 4, dar n-ar putea să fie două echipe, gen, bănuiesc că dacă ar fi 4 oameni, ar fi iară 5 echipe și ar fi 20 de oameni. Nu știu dacă ar trebui să se facă alte hărți sau să jucă pe același hărți, abar nu am, dar eu zic că e o șansă destul de mare să se dauge chestia asta și totodată sună foarte, foarte mișto. Hai să continuăm să vedem cu cine mai arată băiatul ăsta pe aici. Și 3v3 versus 3 Gem Grab, ăsta nu știu ce să zic sincer, de el chiar nu știu ce să zic. Avem odată aceste rank-uri, bro, vă dați seama că la un moment dat o să se adauge rank-urile astea, dar nu așa, gen, o să se adauge rank 36, 37, 38, 39, 40 sau mai sus. Dar nu așa, bro. Efectiv o să facă cum a făcut până acum. Avem un random box, bro. Dacă ar fi să zic, man, să vă zic de ce acest box nu o să se adauge niciodată în Brawl Stars. Pentru că el costă 20 de gemuri, ai 99% șansă să nu primești nimica, sau 1% șansă să primești 2000 de gemuri. Bă, băieți, ăsta e un joc de noroc, gen așa, e ambalat altfel, dar e un joc de noroc, bro, și vreau să-ți un joc de copii. De ce stă dai la noroc, bro, ca la păcărele, să o zicem așa pe față, 20 de gemuri, una așa să-ți pice 2000 de gemuri, dar ideea e că poate să nu-ți pice nimica, gen. Acum să zicem, dacă dai 80 de gemuri pe un megabox, bă, tu primești powerpoints, primești foarte multe chestii și ai șansa să primești un brawler, dar aici nu primești nimic, adică primești nimic. Absolut nimica, tocmai de ce e un joc de noroc și nu cred că ăștia de la Brawl Stars ar fi de acord să facă chestia asta. Că bă, ar fi de noroc, adică la un box din 100 câștigă 2000 de gemuri, ce zic, adică n-are logică. Invidele Trophy Road Spike, ok, guys, Old Skin a un individual Trophy Road. Bro, nu m-am gândit niciodată la chestia asta, să ai un Trophy Road al tău, bro.
pentru fiecare brawler, man. Mamă, ce mișto e chestia asta, bro. Deci, bă, nu cred. Uai, deci asta chiar e cea mai tare chestie pe care am văzut-o. Bro, cum ar fi? Bă, dar n-asta ar primi prea multe reward-uri, gen, ar fi prea multe chestii gratis. Vă dați seama că sunt 44 de brawler, mamă, cât de mișto ar fi chestia asta să ai un individual trophy road. Mamă, băiții, pare ar fi, vai, maxim. Uai, deci super, super tare ideea, dar nu știu ce să zic, bro, sincer, nu știu ce să zic. Nu vă să se adauge prin anumite motive. A, să zici când a fost aloc de kill-uri ai ieșit time played? A, bă, sună mișto, dar nu știu cu ce te ajută chestia asta, dar da. Sună mișto, da, se poate face chestia asta, poate chiar o să o facă, băieții. Look for a team brawler trophies. Ah, asta, bro, cu brawler trophies, bă, bă, tot te bag la trofeele tale, nu? Like, asta e cam inutilă, bro, look for a team. Că tot te bagă, tot la trofeele tale te bagă, nu te bagă pe team, gen, rare ori, bro, dar așa, în general, imediat de trofee, cum trebuie să fie, știi ce zic? Ok, Snoopy created club team. O să creezi un club team. Mama, asta chiar e mișto rău de tot. Deci să creezi tu un club team și să dai acolo la tine pe club să vezi cu cine joacă, loc să-i adaugi pe toți la prieteni și să le dai invite, sună mult mai mișto, pentru că până la urmă sunt 100 de oameni. Hai să vedem. Gem packs, buy și gift. Să dai gift la gemuri, bro. Da, bă, pe majoritatea platformelor, gen, nu mai știu de la Supercell, au cu gift, da, Fortnite are gift, toate majoritatea jocurilor de pe Steam au gift, poți să dai la alții, numai pe Bruce o să existe așa ceva, adică oamenii o să evolueze și ei, deci 100% o să vedem și asta în joc. Asta a fost, guys, primul Brawl Talk, mai avem încă două, v-am zis, mi se par niște idei super, super mișto până acum, n-am ce să reproșez. Ok, acum avem ăsta, guys, unde scrie, fiți atenți, free gems, new rank și special quest. Bă, asta cu free gems, nu știu ce să zic, depinde cum, hai să dăm aici, depinde cum îl împachetează. Map maker for fun competitive. Da, bro, ar fi și maker să se adauge și un casual. For fun înseamnă casual, adică să te joci doar așa, gen, să zicem faci XP, bro. Dar fără să nu-ți pierzi trofele, să te antrenezi, teoretic. Da, e o tare idee, pe multe jocuri e, dar nu știu ce să zic dacă o să se adauge și în Brawl Stars. Special quest-uri, ok, bro, mamă, da, 5-4 de zile să te țină special quest-urile astea aici pe bune, bro? 5-4 de zile nu-i cam mult, ok. A free pin that shows our nationality. Un free pin cu naționalitate, am mai văzut asta undeva, am mai văzut asta... gen, acum mult timp, bro, și da, e o idee mișto, nu știu dacă o să se adauge, dar e o idee super mișto. Rancurile noi, băieți, iar aceeași poveste cu rancurile, bro, arată mișto, dar nu știu care e șansa să se face fix așa, știi, adică de ce le-ar face Supercell fix așa, să le facă cum le-au făcut până acum, bro, le dă altă culoare, știi, zic, hai să vedem. You can now choose games to be spectate in Brawl TV. Fiți atenți, bro, să setezi tu game mode-ul, No, bro, nu mi se pare wow, că până la urmă Brawl TV te uiți așa, că n-ai ce face, și ce zic, sau nu știu care e sensul. Eu, YouTuber în general se uită când filmează, pun pe Brawl TV, că așa n-are ce să stăți pe Brawl TV, sincer, adică, cred eu. Survive the Arena, un duel, uai, băi, da, deci o chestie de 1v1 ar fi mișto, ce numai custom game-uri. Ar fi mișto un 1v1, uai. Chiar ar fi mișto chestia asta. Nu știu când o să se adauge, wow. Ok, current favorite brawler, da, favorite brawler. E mișto, v-am zis, guys, pe multe jocuri e favorit weapon, în general, pe jocul ăsta FPS gen, zice arma ta preferată, așa, favorit brawler ar fi chiar foarte, foarte tare. Hai să vedem, avem aici 2 din 3 games left, 0 din 3 games left. Joacă power play, ok, cu d-astea, cu chestii de genul, bun, abar n-am cum e chestia asta cu power play. O fi că e un fel de tokenuri. Da, bro, unde sunt gemurile gratis, frățiorul nostru? Stai, mi-a dat mare țeapă. Sau stai, care erau alea cu gemurile gratis, bro? Gemurile gratis cred că se câștigă aici, bro. La asta, bro, dar gemurile gratis altundeva nu le văd, bro. Ne-a dat mare țeapă. Iar acum, guys, uitați aici, guys, primim gemuri la quest-uri. Bro, eu zic că mai bine te aduce pe tokenuri, sincer, 5 gemuri sau 1000 de tokenuri, toată lumea cred că aduce 1000 de tokenuri de 5 gemuri, sincer, acum, băieții. Iar acum o să vă arăt despre ce am discutat eu la început de videoclip, respectiv chestia asta, guys, uitați-vă la ea, gen, ai putea să primești coșasă de 0,1506 de început, bro, și desigur că se, dar nu știu dacă asta ar trebui să se ajusteze în funcție de câți brawler primești, să primești și Brawl Pass când deschizi cutia, să fie o șansă. Mi se pare o idee mișto,
nu știu ce să zic de șansa aia, nu știu dacă ar trebui să fie mai mare sau mai mică și totodată sunt în dubii dacă ar trebui să fie influențată de câți brawler primești. Te zic, ar fi șmecher să fie să fie o șansă, bro, gen, o șansă care să stea așa la toată lumea. Pentru că brawlerii poți să iei și gratis, dar brawl pe sun, dacă s-ar băga chestia asta, asta ar fi singura metodă pe care îl poți să iei gratis. Și măcar nu poți să primești gift de la un tovarăș de al tău. Deci băieții, nu știu ce să zic, nu o să ne uităm la tot videoclipul ăsta de 8 minute, că ne-am uitat în episodul trecut, este doar o compilație. Scrieți un comentariu, guys, dacă ați vrea să vedeți și voi Brawl Pass într-un box. Eu am fost Marusiancu, dacă v-a plăcut clipul, uitați să apăsați un de like, ne vedem curând cu episodul noi, v-am papă toți, pa, pa!